O nouă misiune pentru ziua de astăzi. Ia să vedem ce ne așteaptă aici. Două probe. Avem așa, Translungan. Este unul din cele mai spectaculoase drumuri din România. Identificați cea mai mare hartă cunoscută vouă, amplasată de-a lungul drumului și realizați un story cu aceasta. Ce să fac ce? Ce faci, colegul? Ne plimbăm și noi o țâră. Voi? Azi zi harta mare. Ce hartă, mă? Desenul ăla cu harta pe stâncă, unde e? Harta României? Da. A trecut pe lângă Antomes, în fabrică. Nu e pe Translungan. Nu e pe Translungan? Deci adu-ne blocurile acolo, pe unde ați venit? Pe unde ați venit? Prin... Poșava, pe unde? Nu. Zol, Lungan de sus? Lungan de jos. De jos. Lungan de jos. Mai e alt desen cu hartă pe aici? Nu, nu? Alt desen cu hartă nu, acolo e harta României. Și vrem să vă întrebăm, un loc de aici de unde se vede frumos drumul ăsta șerpuit așa? E, nu. Nu? Nu se vede, nu? Nu, numai cu drona orbit. Dar cu drona se vede pe alea. Se vede pe telefon așa. Da, da, da. Cu drona e tipa. Da, da. Așa, nu. Dar voi parcă erați la vale. Nu ce ați venit după noi? Bună ziua. Nu vă sperați, o harta României desenată pe stâncă așa mare. Păi aia a României, da, e da. La Tomești. Încolo? Da, e cum intrați, deci, da, e pe piatră. Da, dă-te jos. A, e pe partea asta. Hai Bogdan, nu mult, hai, repede. Ha. Am ieșit, am făcut poză. Și ai plecat? Da. Unde? Că noi plecasem și mă uitam în spate și un claxon, voi nu veneați. Ceva? Sunt un claxon la hartă. Deci acolo la hartă, noi am plecat, da, și eu mă așteptam să te urci instant în mașină și să vii după noi. Și nu erați în spate. Noi am plecat, mergeam și ne uitam în spate și voi nu veneați. Noi am oprit, am făcut poza. Și cât ați stat? Asta 40 zic. De secunde, asta încerc să fie. Și cum? Cât ați stat? 30 de secunde am stat. La ce hartă ați făcut poză, mă?